Doresc să mulțumesc în primul rând organizatorilor, doamnei directoare Anies Eric, pentru că la prima mea încercare timidă a răspuns extrem de favorabil și a zis da, organizăm cu mare plăcere această conferință. În al doilea rând, prezentării extinse a domnului profesor universitar Silviu Miloiu, care pot spune că mi-a mâncat pâinea, adică dânsul a acoperit ambele persoane care, despre care vom afla împreună niște lucruri interesante. Eu am mers pe ideea că fotografiile, știți, vorbesc poate mai bine decât 1000 de cuvinte. Așa încât expunerea mea va prezenta multe fotografii, din care majoritatea vor fi inedite, adică nepublicate. Ele, practic, sunt incluse într-o viitoare monografie care e pe, în curs de finalizare. Poate vă frapează numele, Radu Petrescu Mușcel. De ce Mușcel? Pentru că, știți foarte bine, din Târgoviște provine unul dintre fondatorii școlii literare târgoviștene, Radu Petrescu, așa încât a trebuit să vreau, nu vreau, să schimb cumva numele. Așa cum bănuiți, istoria odinioară se gândea că, domnule, trebuie să vorbim numai despre personalități. Doar personalitățile sunt cele care contribuie la a face istorie, a schimba istoria. Jorgens a avut ideea că istoria o fac în realitate oamenii mici, oamenii despre care nu se știe mare lucru. Printre aceștia îi putem considera și pe preotul Gheorghe Cotănescu și pe Traian Marinescu Geagă. Întâmplarea face ca ei să fi fost rude. E vorba de bunicul meu și e vorba de unchiul meu. Amândoi provin din localitatea Izvoarele. Pe atunci era comună de sine stătătoare. În prezent știți că face parte din comuna Voinești, Voinești din Domnița. Iar conferința, practic, încearcă să aducă în amintirea celor care, în memoria celor care știu destul de puține despre astfel de lucruri, și în special generațiilor tinere, ce s-a întâmplat în momentul în care, spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, țările din Est au fost ocupate pe rând, au căzut precum pietrele de la un domino, ocupate de Armata Roșie, în acea alianță interesantă, dar care nu s-a sfârșit prea bine, împreună cu Anglia, Statele Unite și Franța, împreună cu aliații. Vorbim de organizația de pe Muntele Roșu, care a fost înființată și condusă de locotenent colonelul Gheorghe Arsenescu. Așa cum a menționat domnul profesor Miloiu, în această organizație au intrat membrii care făceau parte, să spunem, originari din mai multe județe. Deci, județe vecine, Argeș, Mușcel și Dâmbovița. Din Dâmbovița au fost doar două persoane. E vorba de Traian Marinescu Geagă, în principal, pentru că el, fiind tânăr și cu o anumită experiență militară, i-a fost de mare folos colonelului Arsenescu, care, având mult mai multă experiență militară, fiind militar de carieră, luptând pe frontul de Est, simțea nevoia și în cadrul organizației de pe munte să aibă alături de el și oameni cu formație militară, nu numai civili. Preotul Cotănescu, fiind la o anumită vârstă, vă dați seama, nu putea să urce pe munte. Deci el cel mult a acordat sprijin. Așa numi el, sprijinul în dosarele CNSAS, deci în limbajul securității, era încadrat în două categorii generice. Susținători, logistici sau favorizatori. Să luăm încet din urmă. Accentul m-am gândit să-l pun pe preotul Cotănescu, să încep cu el. De ce? Pentru că el a trăit mai mult. Când a murit, avea 80 de ani. Din acești 80 de ani, el a trăit cam o treime în județul Dâmbovița, iar după ce s-a căsătorit, a reușit să obțină o parohie în județul alături de Mușcel. În timp ce Traian Marinescu Geagă a murit în floarea vârstei, fiind executat la nici 27 de ani. Privind istoric, zona satelor de la poalele munților, vorbind de munții Păgărași, erau sate cu moșneni, deci cu oameni liberi, era o zonă de graniță cu Imperiul Austro-Ungar, iar o graniță trebuie păzită. Aceste sate, fiecare avea obligația, ca în schimb unor privilegii, adică scutiri de taxe, să acopere și această pază, ca să mai scape și stăpânirea de a angaja
grăniceri. Deci se recurgea la o bază de sistem plăieși. Acești plăieși erau conduși de vătafii de plai și nu depindeau, cum se spune, de stăpânire și nici de pârgălab. Pârgălabii erau un fel de primari pe vreme. Ambele persoane, adică atât preotul Cotănescu cât și Treamărnescu Geagu, provin din neamul Cotănești. Acest neam se trage din timpul. Deci ce am reușit să identific eu documente sunt la nivelul domniei lui Matei Basarab. Târgoviște, capitala țării românești, Matei Basarab, deci toată lumea ar trebui să cunoască în parte tot ce a reușit să realizeze acest domn cu soția lui Emil. În istorie, pentru prima oară apare numele de Cotănescu, îl poartă Andrei Cotănescu, care vinde o moșie numitorului Matei Basarab la anul 1642. Apoi există un decalaj de 50 de ani în care nu am reușit să identific documente. Următorul personaj este Neagoi Ot Cetățeni. Ot înseamnă din. Neagoi din Cetățeni. Cetățeni pe Valea Dâmboviței e schipul Negru Vodă. Acesta era Iuzbașa. Iuzbașa este un comandant militar. Pe vremuri știți că după ce Constantin Brâncovean a avut ultima victorie pentru armata română, e vorba de Zărnești, deci împreună cu turcii și cu tătarii, au reușit să intre pe drumuri secrete, pe Valea Dâmboviței, prin plaiul de munte, cu ajutorul ciobanilor, și a căzut în spate, evitând vama de la Rucăr și de la Bran. Și a fost obligată armata imperială să fugă la repezeală cu arme grele, cu zale, cum mai știu ce așa, și au fost înfrânți foarte ușor de armata lui Constantin Brâncovean. După ce Constantin Brâncovean a fost executat, România n-a mai avut, adică țările române n-au mai avut armată proprie și se refugia la angajarea unor mercenari. Iuzbaș înseamnă comandant peste 100 de ostași. Din acest neagoie se trage Ion, care era vătaful plaiului. Plaiurile erau un fel de regiuni. Existau plaiuri și existau plăși. Plaiul Dâmbovița. Pentru cei care vor studia istoria, vor constata în mod surprinzător că există plaiul Dâmbovița și în județul Dâmbovița și în județul Mușcea. Printre copiii aceștia, pe vremuri, lumea avea copii mulți. Era nevoie pentru că bolile, molimele, terminau foarte mult dintre copii la vârste fragede și mai era nevoie și de brațe de muncă. Printre aceștia se numără frații Gheorghe și Nicolae Cotănescu, sunt toți trei ctitorii bisericii din Cotănești. În imagine, e coperta unei cărți, aceasta e biserica nouă din Stoienești, aceasta e biserica primă din Cotănești. Imaginea mărită. E un monument istoric, deci figurează pe lista LMI-ul, monumente istorice la categorie evreie. Fiul lui Nicolae Cotănescu, Ion Cotănescu, fiind dăruit de Dumnezeu la rândul lui cu mulți copii, devine preot, absolvind seminarul central din București. Va fi hirotonit pe seama bisericii ruine din comuna Izvoarele. Se căsătorește cu o voineșteancă, cu Domitra, și reușește să edifice, bineînțeles, nu de unul singur, ajutat de localnici, și tot așa cu liste de subscripții, biserica din Izvoarele. Pe lângă cea din Izvoarele, care este la 1874, reușește să o ridice și pe cea din Mânjena. Amândouă pe atunci țineau de Comuna Izvoarele. Astăzi cu toatele sunt incluse în Comuna Voimești. Pe pisania bisericii din Izvoarele am marcat și numele. Vedeți? E a doua persoană. Ion Cotănescu. Pentru că și pe vremuri se onora primarul și cine era mai așa și dar pe urmă urma și ctitorul real, cel cu inițiativa. Domnul profesor Oproiu este aici de față, într-o carte, într-o foarte interesantă lucrare a dânsului și aștept, sunt curios dacă pe lângă enciclopedia județului, municipiului Târgoviște, se va reuși finalizarea enciclopediei localităților din județul Dâmbovița. Pentru că e o lucrare mult mai amplă. Aici este un extras în care menționează dânsul personalități culturale ale comunei Voinești Dâmbovița. Printre aceștia este citat și preotul Ion Cotănescu, inițiatorul bisericii din Mânjuna. Cimitirul
aflată în curtea bisericii, din izvoarele. În detaliu, preotul Ion Cotănescu și cu Dumitra, prim ctitor al locașurilor sfinte din această comună, adică și izvoarele și mâncile. Plăcându-i foarte mult exemplul tatălui și faptul că mergea tot timpul să fie împreună cu el în biserică și cânta frumos, și-a dorit și el să devină preot, bineînțeles și-ar fi dorit să ajungă preot la el acasă, adică locurile de unde provenea, la izvoarele, nu se va putea. Erau ocupate posturile, dar vom vedea asta în timp. Clădirea din stânga este prima clădire a seminarului din Curtea de Argeș. Pe atunci erau seminarii inferioare, cu clase mai puține, cu primele 4 clase, și erau seminarii superioare, de la 5 la 8 sau 5 la 7 la început, că erau mai puțini, prin diverse reforme. E imaginea lui de seminarist. Vedeți seminarul Clădirea Veche, cea nouă, este chiar lângă Catedrala Episcopală de la Curtea de Argeș, o clădire mult mai frumoasă, ridicată în primul deceniu al secolului 20. După aceea a fost elev la Seminarul Central. Din ce cauză? Că atunci când a venit ca ministru al învățământului, al instrucției publice, cum se spune, și al cultelor, politicianul conservator Tache Ionescu, din motive, să spunem, economice, bugetare, au fost închise mai multe seminarii inferioare și s-au menținut, de exemplu, în București, doar două seminarii. Unul de stat și unul particular. E vorba de Seminarul Central de stat și de Seminarul Nifon, Mitropolitul Nifon, din, care era sub patronajul unei fundații. Cea mai mare parte dintre colegii săi, deci împreună cu colegii săi, au ajuns la Seminarul de stat, la Seminarul Central. Printre profesorii pe care i-a avut, era și un profesor deosebit, Ion Popescu Pasărea, a fost și cântăreț la strană, și compozitor, și om politic liberal. El îl va ajuta, acest Popescu Pasărea, și în studenție, pentru că i-a recomandat, având calități deosebite, să studieze în paralel și conservator. În această perioadă, deci în perioada în care încă era elev, cunoaște, citește primele articole ale lui Nicolae Iorga, care preluase conducerea revistei culturale Semnătorul de la George Corbu. Și o pată de culoare. Pe timpuri existau competiții sportive între școli. Și între școlile, să spunem, civile și între școlile și între seminarii. Concurs de oină. În 1905 a avut loc un astfel de concurs de oină la Câmpul Mușcea. Odată cu echipele de oină mergeau și suporterii. Deci erau lucruri foarte frumoase, care, într-un fel, sunt continuate. Urmează perioada studenției. Vedeți cum umblau studenții, nu? Elegant, costum, cravată. El este împreună cu fratele lui, Nae, Nicolae Cotănescu. Un grup de studenți, în compania unora dintre cei mai mari actori ai timpului, Teatrul Național, vorbind de Petre Liciu, de Grigore Mărculescu. Printre aceștia se numără și Cotănescu. Și un personaj extrem de controversat. E vorba de Ilie Cătărău, care, în timp, era un student patriotic alături de Iorga, de ideile naționaliste, el venea din Basarabia, care pe atunci era sub Imperiul Țarist, aparținea Imperiul Țarist. Ilie Cătărău, în timp, probabil, fiind și dirijat de nu se știe câte servicii de spionaj, poate de cel țarist, poate de cel român, poate de alte servicii, va comite două atentate care ar fi trebuit să atragă România în primul război mondial, ca primă țintă. Deci războiul mondial în 1914 ar fi trebuit să înceapă prin atacarea Imperiului Austro-Ungar, atacarea României de către Imperiul Austro-Ungar. Dar arhiducele Ferdinand a reușit să liniștească apele, care era moștenitor, și relațiile au continuat să rămână pe linia de plutire. În schimb, atenția s-a îndreptat a complotiștilor împotriva acestui arhiduce, care a fost asasinat la Sarajevo. Pretextul izbunirii celor de-al doilea război mondial. În perioada de studenție, la conservator, printre elevii săi, îl are pe George Ștefănescu la cantor. George Ștefănescu este inițiatorul operei române. Pe Dumitru Georgescu Chiriac, studiile în Franța, este viitorul dirijor maestru al Societății Corale Carmen. Deși era bursier, deci ar fi avut
cât de cât de bani și locuia la internatul teologic, totuși nu avea bani suficient Scotănescu și a trebuit să și cânte. Deci și învăța, cânta și la strana unor mai multor biserici din București, biserici importante. Asta apropo de Sfântul Nicolae Vladică, Spira Nouă, Sfântul Ștefan cu Barză. El, în același timp, este puternic implicat în activitățile desfășurate de societățile studențe și pe atunci fiecare facultate își avea propria societate. Teologii, medicii, fiecare... Încă nu se reușise să se realizeze o uniune, o asociație generală a studenților. În cadrul societății Sfântului Teologie, face parte din secția muzicală, alături de mari compozitori, precum Gabriel Galinescu și Ștefan Popescu. Ambii vor deveni universitari. Conferințe pe diverse subiecte, mai mult istorice, muzicale, participă și la sărbători, la evenimente religioase, este implicat din plin în activitățile religii culturale. Împreună cu Ion Popescu Pasăre, este cofondator în 1910 al Asociației Generale a Cântăreților Bisericesc, pentru că dacă tot își începuse cariera ca protopsalt, ca pe post de cântăreț de bisericesc, era normal să apere, era o asociație profesională, apărarea intereselor acestor cântăreți care nu erau protejați, nu existau sindicate, aveau salarii foarte mici și erau la cheremul autorităților locale. Este și secretar de redacție al revistei Cultura. Niște articole foarte interesante, nu numai pe teme bisericești, ci și pe teme literare, cultură, critică. În această revistă Cultura, primul articol are viitorul Nicifor Crainic, care pe atunci era student teolog mai tânăr decât Cotanescu și apreciază calitățile acestuia într-un mare concert de muzică bisericească în 1911. Vedeți cât de activ putea să fie tinerii pe atunci. Erau implicați masiv în viața socială. Participa în același timp. Era membru la Societatea Studenților Teologi, la Conservator, la Miron Costin, la Liga Culturală. Era și corist în cadrul societăților Carmen, al lui Dumitru Georgescu Chiriac, Hora, al lui Florez Mobilă. Pentru că frecventam paralel și cursurile secției de teatru, putea să permită să susțină monologuri. Era, practic, la același nivel, pe aceeași scenă, cu actori de seamă. Aristița Romanescu, Petre Liciu, familia Dârsan, familia Brezeanu, Ion Nivescu, Lucia Calomeri, cântăreasa Elena Ponciu. Pentru că Liga Culturală în Dorința, ea a fost înființată în decembrie 1890, în ideea de a îi ajuta pe românii din diasporă. Cât mai mult, prin tot felul de inițiative, festivaluri, se adunau bani, fonduri, se poate fi ajutate școlile, bisericele, din Ardeal, din Basarabia, din Bucovina, peste tot pe unde erau români. Se implică și în politică, încă de tânăr. Deci, încă era student. În 1910, ambii profesori universitari, Nicolae Iorga și Acecuza, înființează un partid, Partidul Naționalist Democratic. Din Dâmbovița, un singur om participă la congresul de fondare, este studentul de la Izvoarele Cotănescu. În timp, datorită prezenței sale constante alături de Nicolae Iorga, este primului secretar de când Nicolae Iorga a fost ales deputat în 1907, până în 1912. Iorga, în momentul în care Cotănescu ajunge în Mușcel, roagă și reușește să înființeze în 1922, după război, organizația acestui partid în Mușcel. Devenind cunoscut pe plan local, este ales membru în conducerea primele camere agricole mușcelene în urma alegerilor din vara anului 25, deputat de Mușcel, este membru în cadrul conducerii executive a Partidului Naționalist Democratic, încă din 23, în calitate de președinte al organizației, până în 38, când partidele au fost desființate de către regele Carol al II-lea și și-a impus un regim autoritar. După 23 august, s-a revenit la Constituția din 1923, s-au reînființat partidele. Inclusiv acest partid. O parte din acest partid, condusă de dr. Petre Topa, care fusese secretar general al partidului, împreună cu fiul lui Iorga, unul dintre fiică, fiind două căsătorii, a avut 8 copii, Petru Nicolae Iorga, intră în comitetul care a tratat fuziunea cu Partidul Național Liberal, condus de Gheorghe Tătărescu.
Dar după ce Tătărescu a aderat la platforma blocului Partidelor Democratice, unde rolul determinant îl juca Partidul Comunist, Preotul Cotănescu personal se abține de la activitățile pe care le-a desfășurat Organizația Mușcelană Tătărăștiană în cadrul alegerilor din noiembrie 46. În anul 1932, reprezentanții județului Mușcel în Parlamentul României au fost doi preoți. Preotul Cotănescu în Camera Deputaților și preotul Petru Partenie la Senat. Era liberal, preotul Cotănescu fiind iorghist. Preotul Petre Partenie este un personaj extrem de interesant, pentru că pe lângă partea, să-i spunem, bisericească, era președinte al Asociației Generale a Creștinilor Ortodox, era și director al Seminarului Central, era și scriitor. Diverse reviste au publicat inclusiv listele și fotografiile deputaților. L-am marcat în chenar. Sunt, pe vremea aceea, și preoții puteau să fie aleși deputați. Într-o carte interesantă, pe care a scris-o fiul uneia dintre guvernatorii băncii naționale, care s-a stabilit la Câmpul Lung, pomenește numele de Răuțoi. Deci există o categorie de nume care el le-a întâlnit cel mai mult în această zonă, în zona Mușcelului. Dacă vă uitați, terminația e cu Ioiu, cu Țoiu, toate astea. Răuțoiu, Arnăuțoiu. De ce am marcat Răuțoiu? Pentru că el se va căsători cu o Răuțoaică. Arnăuțoiu, neam din zona Mușcioare, din care se trage familia care a inițiat împreună cu colonelul Arsenescu o a doua organizație Haiducii Mușcelului, după ce prima, cea din zona Muntele Roșu, Dragostea, a fost lichidată. E vorba de organizația din Mușcioare. Așa, mă uitat să marchez. Aceasta este mănăstirea Negul Vodă din Câmpul Lung. Și în curtea mănăstirii era și seminarul copiilor orfani. Deci mitropolitul, pe atunci era doar mitropolit primat și ulterior devine primul patriarh al României, Miron Cristea, a avut o idee foarte generoasă de a ajuta pe copiii ai căror tați muriseră pe front să poată să învețe, să devină preoți și să acopere cu preoți parohii în principal satele din zona Mușcelului și nu numai, pentru că au fost primiți copii inclusiv din Dobrogea, de exemplu Anton Uncu, unul din elevii favoriți ai preotului Cotănescu, care a ajuns profesor universitar, era din Tulcea. În 1934, seminarul a luat foc și sunt ruinele. De-aia le-am pus așa o imagine, că el și-a pierdut locul de muncă și a trebuit să își găsească altul, cum se spune. Familia socrilor și a soției. Sunt, vă rog să-mi scuzați, sunt mici erori, s, acolo, până de limbă, de voi corecta, asta e, s-a făcut lucrarea în grabă, da? Moșneni înseamnă oameni independenți, oameni cu proprietate, așa cum în Muntenie erau moșteni, în moșneni sau moșteni, în Moldova erau răzeși. Teren arabie și pădure. Deci e socrul, iau Răuțoiu, Paraschiva Răuțoiu, este viitoarea lui soție, Elisabeta, îi spunea Veruța, și sora acesteia, Filoftea. Casa Răuțoiu, într-o vedere, la nivelul anului 1902. Existau, vedeți, pe atunci. Sistemul clasic de casă, pe pivniță, în semi-îngropată, etaj, prispă deschisă, șiță, trei camere. Familia Cotănescu, preotul Cotănescu, soția lui, ați văzut, era copilă pe atunci, și cei trei copii ai lor, mama mea, în dreapta, și unchii mei. El și-a dorit să devină preot, să-i urmeze tatălui în aceeași parohie. Nu s-a putut. După ce și-a luat licența în teologie, a mai stat pe la acele biserici pe post de cântăresc de strană, poate să o elibera. Nu s-a putut și a trebuit să-și găsească un alt loc. A avut o șansă. Unul dintre colegii de la Curtea de Argeș, care a urmat la Central și apoi, deci au fost împreună mai mulți. A avut prieteni de o viață, cum se spune, și la Facultatea de Teologie, care obținuse o parohie în localitatea Conțești, a zis, eu plec, am obținut transferul la Câmpul Lung, la Pasărată.
Și atunci s-a căsătorit cu Elisabeta Răuțoiu, cele două familii se cunoșteau din timp, și a fost hirotonit în 912 pe seama consești de Mușcel. Popescu Pasărea, deși invitat, n-a reușit să participe, având alte activități, însă i-a dedicat o poezie frumoasă și se poate găsi în revista Cultura. Biserica din Stoienești este cea din dreapta. O biserică veche, monument, care la 1820, monument istoric, dar era aproape o ruină. Iar nemții, când au ocupat zona după lupte grele, și-au mai băgat și cai în biserică, au stricat freșcele și ce mai erau pe acolo, picturile, în orice caz au grăbit sfârșitul acestei biserici, e vechiul cimitir. Așa încât, până la urmă, după un efort foarte greu de 20 de ani, a reușit să finalizeze biserica nouă din Stoienești, iar la târnosire, la sfințire, a venit însuși patriarhul Nicodim Munteanu, împreună cu fostul violet, dar acum curând. Este vorba de Anton, care era diacon pe atunci. Deci cântăresc la Catedrala Patriarhală. Familia Cotănescu ați văzut-o acolo, în fața casei Răuțoiu, cu carul cu boia lui Grigorescu. Aici e mama mea, cu unchii mei. Asta e la o altă epocă, după ce el ieșise slab ca mățâr din închisoarea de la Pitești. Iar eu eram cavalerist. Exista o prietenie foarte veche între familia Cotănescu din Izvoarele și familia avocatului, politicianului, conservator, Victor Baranga, care a fost și prefect, și senator, și secretar general al Ministerului Agriculturii și Domeniului. Din cauza acestei prietenii statornice, a acceptat cu mare plăcere să fie nașul de cununie al preotului Cotănescu și al Elisabetei Cotănescu. Ulterior, prietenia continuând, a botezat și pe toți cei trei copii, care au preluat numele. Pe soția lui Baranga o chema Lucreția, a primit numele mama mea. Pe copiii Victor, Șerban, îl vedeți pe Baranga aici, am preferat o imagine de familie. Există alte familii, probabil istorici, le cunosc, ale avocatului Baranga. Asta arată întreaga familie. La așa numita bătaie cu flori, pentru că era o tradiție de 10 mai, lumea ieșea cu trăsura, cu flori, se arunca flori pe bulevard, erau fericiți cei care le primeau pe gratis. Deci plăteau numai cei care aruncau cu florile. În București, la bulevard, în Chisalev. Din momentul în care el se stabilește în Mușcel, din 1912, deci ați înțeles, o treime din viață este dâmbovițean, două treime mușcelean. Dar el și-a menținut un petic de pământ în locul de unde provenea, în Izvoarele, actualmente în Voinești. A desfășurat acolo multe activități pe linie religioasă, culturală, obștească. Era membru al Legii Culturale din Mușcel, condusă de Alexandru Mușatescu, tatăl dramaturgului Tudor Mușatescu. Îl regăsim pe liste de subscripții. Armata Română, vă dați seama, erau probleme, avea lipsuri și de izmene, și de pansamente, și de mai știu eu, tot ce e nevoie la o armată, vă dați seama. S-au păstrat astfel de liste. Interesant, cei care interesează găsesc documente cu liste interesante, pentru că acolo vezi și oameni sărați și oameni bogați care au oferit cu mare bucurie și au participat la acest efort considerabil la nivel național. Din 1915 apare pe lista preoților din Mușcel care puteau fi mobilizați. Erau niște criterii. Trebuia să termin, să fie absolvent de facultate, să ai o anumită vârstă, deci nici prea bătrân, nici prea tânăr. S-a făcut un instructaj la sediul Mitropoliei, deci la Patriarhia de azi, pe colina Patriarhiei la București, în prezența protopopului militar Constantin Nazarie, care a fost profesor lui la facultate, a fost rang de colonel și era șeful serviciului religios din cadrul marului cartier general. Acesta este Constantin Nazarie. Regele Ferdinand, la o defilare, Regina Maria, ministrul Constantin Istrate. Cam așa arată un preot militar. Era colegul lui, foarte bun prieten de la Câmpulul Mușcel, viitor protopop, Gheorghe Stroian. E vorba de regimentul 70 Mușcean. În prima perioadă a activității sale de preot militar, Cotănescu a fost detașat la spitale de evacuare, spitale militare de evacuare a răniților din prima linie. Vedem aici, în perioada refacerii.
Deci după ce au fost evacuate de pe front, acesta e prelucul Bătănescu. Ulterior, din mai 1918, probabil că știți, în urma, la început, armistițiu, apoi pacea de la București și Buftea, armata română, o mare parte, este demobilizată și sunt menținute numai așa anumitele divizii care trebuiau să asigure un fel de poliție internă, granițele. În zona Basarabiei ajunge regimentul Nouă Vânători, este mutat de la spitalele de evacuare la un regiment operativ, la regimentul Nouă Vânători, pe care îl conducea colonelul Gheorghe Răsoficean. Pentru meritele avute și în cadrul activității spitalicești, pe atunci, ca și acum, se fac așa numitele fișe anuale, memorii, în care recomanda, a muncit, n-a muncit, să fie promovat, să fie decorat. Acestea se regăsesc la arhivele militare de la Pitești. Deci o parte din informații sunt extrase de acolo. Avansat la grad de capitan din ianuarie 1918, decorat cu ordinul militar cu arana României. Împreună cu regimentul Nouă Vânători din Basarabia, deci de la Nistru, el ajunge până la Tisa, la Basarabia, la Budapesta. Îl regăsim, menționa ca atare în mai multe lucrări ale Nicolae Iorga, într-o carte de memoria protopopului Nicolae Petre Cap, PAP, care descrie slujba care a avut loc în noaptea Învierii, la Beiuș, care fusese printre primele localități din Munții Apuseni, eliberate de Divizia 2 Vânători, condusă de generalul Davidă. Inclusiv scriitorul dâmbovițean Radu Cosmin, care acesta menționează perioada în care Cotenescu era în cadrul unor spitale, a fost în mai multe spitale de evacuare. Îl găsim și ca participant la dezbaterile primului congres preoțesc, organizat de preoții ardeleni, pe teritoriile care numai parțial au fost eliberate la început. Știți, au fost mai multe linii de demarcație, pentru că de la Paris nu ni s-a dat voie să luăm în toată Transilvania, ci în etape. E vorba de Sibiu în martie 1919. A luat de mai multe ori cuvântul și inclusiv a fost adeptul introducerii statutului Jagunian, cel care funcționează și astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Adică sunt adunări în care participă două treimi sunt mireni și o treime sunt clerici. În momentul în care el a venit din Basarabia și a adus o hartă și am reușit să o găsesc mare minune, pentru că, din păcate, casa bunicilor mei a fost distrusă și asta întâmplător, nu știu, mi-a dat-o și mie cineva, între că s-a furat tot. Vedem sectorul în care a fost el împreună cu regimentul Nouă Vânători. Vedeți tiraspolul din Trasnistria. Este zona Curcari, în Găiască, zona de aici. A fost de bază la Nistru. Basarabia nu a fost de la început, nu s-a unit de la început cu România, a trecut printr-o fază de autonomie. Deci harta este din 1918. Era autonomie în cadrul Imperiului Țarist. Vedeți Republica Moldovenească Basarabia. Generalul Răsoficeanu, în uniformă de gală, comandantul regimentului Nouă Vânători, 54 de bătălii din Dobrogea până la Tisa. În timpul guvernului Iorga Argetoianu 31-32, în prezența regelui Carol al II-lea, a avut loc festivitatea inaugurării unui monument, pe care îl găsim și astăzi, în onoarea acestui regiment, la poale de dealului Cotroceni. E o stație de benzină pe malul, unde e splaiul de benzină. Acesta. În momentul în care soldatul nu mai are armă, nu mai are muniție, nu mai are nimic, are pur și simplu arma și cu ea lovește pe neamț. E un gest simbolic. Generalul Răsoficeanu, faimoasa lui mustață, regele Carol cel mai înalt. Regimentul Nouă Vânători era renumit pentru că în toată campania a transportat în trenul regimentar. Să nu vă închipuiți că erau trenuri. Tren regimentar însemna căruțe, cruci de lemn, pentru a îngropa pe cei care mureau din mers. A fost regiment folosit foarte mult, fiind vânătorii erau unități speciale. Atât în ariergardă, cât și în avangardă. Le spărgea front sau apăra restul trupă. E primul regiment care a trecut Tisa. În 1919. Regele Ferdinand îl decorează pe generalul Davila. Este comandantul de divizia a doua Vânători. Regele Ferdinand, generalul Davila. Acestea sunt decorări propriu omului.
Adică îi dă în mână declarația. Deci nu cu decret, brevet și nu știu ce. Astea vin după aia.